Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va sesiza Curtea Constituțională pe buget. Potrivit unor surse politice, Marcel Ciolacu reclamă un conflict juridic între Parlament și Guvern după ce cabinetul Orban își va angaja răspunderea pe legea bugetului pentru anul viitor. Mădălina Petre vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Mădălina! Bun găsit tuturor. Cei din Partidul Social Democrat au stabilit următorii pași pe care îi vor îndeplini imediat după ce premierul Ludovic Orban va veni aici în Parlament ca să-și asume răspunderea pe bugetul de stat pe anul viitor. Ei bine, potrivit unor surse din Partidul Social Democrat, luni, imediat după ce Ludovic Orban își va asuma răspunderea, ei bine, Marcel Ciolacu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, va depune o sesizare la Curtea Constituțională în care să reclame existența unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. Tot în contextul în care susțin social-democrații că în Constituție este precizat foarte clar faptul că bugetul de stat trebuie tot timpul dezbătut aici în plenul reunit al Parlamentului. În același timp, luni la ședința Comitetului Executiv Național al PSD, social-democrații vor mai lua încă o decizie extrem de importantă și anume aceștia analizează posibilitatea să mai fie depusă încă o sesizare la Curtea Constituțională. De această dată, această sesizare să fie depusă de către parlamentarii PSD și în care să reclame proiectul de buget în sine. Vorbim despre două demersuri extrem de importante, pentru că putem spune foarte clar că bugetul de stat pe anul viitor va fi blocat până când va veni și o decizie finală din partea judecătorilor Curții Constituționale.